cercetare din clipa în care s-a întâmplat. Când am văzut cum l-a văzut copilul ăla la Părești, mie mi s-a rupt filmul. S-a terminat. În 2004. Mie mi s-a terminat, mi s-a rupt filmul. În clipa aia n-am mai pus salut. Eram președinte la Părești, am plecat de pe scenă și m-am dus. Pentru că nu mai aveam ce căuta acolo. Am spus-o de altfel și tot. Un spot de televiziune la Părești câteva zile mai târziu. Precizarea asta poate era bine să fie. Și n-am nicio legătură. Dar știam de existența lui, niciodată nu l-am găsit. Niciodată. Dar era bună precizarea asta în 2009. Și să vă mai spun. Am făcut-o. Am făcut-o în 2004. Pe postul de radio Antena 1 la Ploiești. Pe postul de televiziune Antena 1 la Ploiești. În 2004, în noiembrie. În 2009 era bine să fii spus, eram pe scenă când s-a întâmplat. Am spus-o. Numai că lumea a rămas cu Patriciu care acuză și a scos filmulețul, deci el nu a avut niciodată filmulețul, doar l-a confirmat. Da, când a apărut, da, l-am văzut. Am văzut cu ochii mei. Și îmi pare rău că alții care au văzut cu ochii lor, nu au spus că au văzut cu ochii lor. Dar chiar nu se poate face nimic, treaba mea.